Nadejda, bine te-am găsit! Bună ziua! Uite că după încercări nenumărate de a ne vedea astăzi, am reușit să ne întâlnim, să-ți povestești istoria ta de viață. Știu că mai bine de un an, mai exact un an și trei luni, nu ți-ai văzut fiica. Da. Vreau să te întreb, cum s-a ajuns la asta? Unde este tatăl ei și cum ai făcut cunoștință cu el? Cu tatăl biologic la copil am făcut cunoștință în 2020, în februarie. Eu venisem de la Germania să iau deja pașaportul românesc și m-am angajat în sat la un market, dumnealui aduce țigări. Și la un moment dat, adică mi-a cerut număr telefon, mi-a propus să ne întâlnim și adică, de ce să nu-i dau o șansă, s-a purtat frumos la început. Și am spus, zic, uite, eu sunt într-o căsătorie, noi n-am divorțat cu fostul soț, dar dacă ești serios, bine, dacă nu, nu mai începe nimic. El a spus, m-a convins că e serios, am spus, bine. O să iau la Germania, o să fac pașaport românesc pe baza mea și o să facem familie. Tu să-l iei? Da. Și el zic că bine. M-a scuz, dar cu primul soț, tu mai locuiai împreună sau nu? Noi nu locuiam deloc un an jumate, dar eram legat căsătoria deja. Uh-huh. Numai căsătoria, dar dumnealui nu vrea să divorțeze. Noi am avut probleme la Germania, cu tot cu poliție, cu mai multe și deja, adică urma să rezolvăm. Am divorțat acolo în Germania. Da, dacă noi nu suntem în Moldova, în Europa, trebuie urma aici, în Moldova. Dar uh-huh. Odată ce nici eu nu putem să mă prezint, nici dumnealui nu vrea să divorțeze, adică s-a întâmplat că a rămas în căsătorie. Despre bărbatul despre care vorbeai tu, că te-ai căsătorit și ai copil, prin ce ai avut tu încredere în el? Nu. Bărbatul care m-am căsătorit, nu am copil, am un copil pierdut. Nu, deja vorbim de al doilea. Da, dar tata biologic, adică a intervenit în viața mea când eu eram în căsătorie, dar deja nu trăiam cu fostul soț. De el vorbeam. Da, da. Prin ce ai avut încredere în el? Am vorbit foarte frumos, că dorește familie și adică întotdeauna mi-am dorit familie, eram familistă, dar s-au folosit persoanele de mine și până la urmă. Cât timp ai fost cu el împreună? 3 luni de zile l-am văzut și... El locuia la tine? Nu. Vă vedeați periodic sau cum la era lucru, relația voastră? La lucru, adică vinea și aducea țigări și într-o bună ziua ceru numărul telefonului, le-am dat. Și până seara, tot în ziua așa, pe 17 februarie 2020, ne-am văzut. Și să înțeleg că tu ai rămas însărcinată de la el. Da, eu l-am întrebat niște chestii, eu spus că nu are, nu știu ce, zic, uite, eu... Dacă spui că e serios, primești copil, să știi că eu nu abortez. Zic, bine, dar să fii bătăt bine, să fim împreună. Ce vârstă aveai atunci tu, când ai rămas însărcinată de la el? 32. Și el? Cu 2 ani mai mare. 34. Da. Dar cu primul soț de cine n-ai avut copii? Am lucrat foarte mult și am prins însărcinată și de la ridicătură la lucru, adică s-a pornit sângerer și medicii în loc să mă pui să stau la... În spital, cum se spune. La evidență? Da. Mi-au dat niște pastile. Acolo cred că fost soțul nu-și dorea copii, că eu mă căsătorie cu dânsul, avea un copil din prima căsătorie și acolo a fost ceva tot neclar, acum eu înțeleg. Și ai pierdut sarcina? Da. Copilul pe care l-ai născut de la al doilea bărbat, da, putem era să-i dăm și numele. Căslă Pavel. Putem să-i dăm numele, că nu e nimic ascuns. El era un copil dorit, așteptat, preconizat? Mea. Din partea mea, din partea lui nu. Dar el cum a reacționat când tu i-ai zis că ai rămas însărcinat? Urma să mă întorc la Germania și m-am reținut, adică să iau pașaportul românesc și i-am spus din primele 2 săptămâni că sunt însărcinată. Am făcut vreo 4 teste că nu-mi vinea crede. Și am sunat pe dumnealui, el a ridicat la messenger și spune că trebuie să vorbim ceva serios. Și el spune, hai spune pe telefon că eu... Noi fetița am făcut-o la Ciocanu, unde stă el la gazdă și tot acolo și am discutat pe telefon și a spus, uite, sunt însărcinat, i-am arătat testul și adică el a rămas uimit, spăriat și din start s-a refuzat, a spus că el nu vrea copil. Ți-ai zis direct așa în față? Da, pe telefon. A, da, prin telefon. La... Da, care a fost reacția ta? A rămas dezamăgită. Când da voie să intri în viața mea după atâtea suferință. Dar tu nu erai conștientă, Nadejda, că el ar putea să procedeze astfel cu tine? Nu, că foarte frumos a vorbit, dar adică persoana are două fiețe, două caractere, nu știu cum. Și la început ți-a zis că nu va fi o problemă dacă vei naște un copil. Da, dar pe urmă deja s-a refuzat. Ce a urmat după?
Noi, adică am avut un act sexual din prima, s-o primi fata și după ce a urmat, Tu ai rămas însărcinată, da. El nu a recunoscut copilul. Da, fugea, nu m-a ridicat la telefon, s-a dus la mama lui, la Ștefan Vod, în satul Tudora, la ziua de naștere. Eu spus la mama lui, zic, uite, eu nu fac abort, cum vrei, dar eu copilul o să-l cresc, cu tine sau fără tine, să iei responsabilitatea de tată. El nu vrea nici acum, adică să iei responsabilitatea, a sus la mama lui, cu cumnata lui și nu știu ce s-a întâmplat acolo. M-a sunat pe telefon și urma, adică mama lui, a început tot cu întrebări de astea urâte către mine, că uite că el e fișorul meu mai mic și nu știu ce și nu cumva să-l folosesc, nu știu, copilul de la altcineva, adică e obișnuitor așa. Se întrebe astfel de lucruri. Da, da, înainte de a concretiza cu copilul ea lui. Și urma să ne facă cunoștință, adică de Paște. Și o s-a întors la Chișinău după două zile și a început încă mai tare să nege, fă abort, fă abort, fă abort, așa, parcă l-a înclinat. Să nege în... Cu copilul nu e al lui, că, adică am avut relații cu tot satul, că de toate, adică în cel mai urât mod, pe mine nimeni nu s-o fermez așa, să mă ajosească ca persoana asta. Cu toate că am fost familie și suntem respectat în sat și n-am avut probleme niciodată cu nimeni. Dar de ce crezi că el așa brusc s-a schimbat părerea, s-a schimbat atitudinea față de tine? Nu pot să-mi dau tine. Seama, nu știu. Poate a fost influențat de părinți sau? Din părinți și de cumnata lui că nu are copii și a mai fost... este o doamnă, la noi este partea rusă și partea moldovnească. Și doamna din partea rusă tot lucra la market, vânzătoare, și el s-a interesat cine este eu în sat. Doamna nu mă știe pe mine personal, satul e foarte mare și adică într-un fel a spus că eu sunt o fată ușuratică. Și adică eu am blat cu toți din sat, dar că asta nici nu a fost. Că eu am avut propuneri din băieți de gospodari din sat, eu m-am ferit de ei și m-am uitat la alții. Și adică m-am fript foarte tare. Probabil ai avut dezamăgire din prima căsnicie și ți-a fost frică, da. Să mai... Și pe urmă eu am aflat, pentru că eu, dacă cineva, eu mă stăruiesc să nu fac la nimeni rău, dar dacă cineva îmi face mie rău, eu adică aflu mai bine adevărul înainte de a discuta cu persoana sau... Și m-am dus la magazin și am spus, doamna, și deși tu i-ai spus că uite, el se refuză de copil, zic că nu aveți frică de Dumnezeu sau... Dar cred că îi plăcea de dânsul, nu știu ceva așa. Pe parcursul sarcinii, tu ai fost în Moldova sau în Germania? Eu am fost parcursul sarcinii primele 3 luni. Era pandemie și eu nu puteam, adică trebuia să caut o familie de români să mă primească acasă 2 săptămâni, să stau în pandemie și după asta să mă deplasez în Germania. Așa era regula de la poliție, de la van. Și a fost o încercare pe 20 aprilie, n-am putut să trec. Adică tot cu o persoană, o lăsa familia acolo, venit aici la niște judecăți și tot așa, prin... Dumnezeu mi-a dădea oameni în cale care să mă ajute, adică sunt toți cu fața la mine și familia mea. Cu spatele. Cu spatele sunt întors. Și persoana a spus că se duce la Germania, că familia a rămas acolo, soția nu știe limba, e stresată și zic că uite, hai te rog, merg și eu. Și, adică de la vama, le-au și ne-au întors înapoi, că nu avem nici eu, nici domnul unde să oprească, să stăm în pandemie. Și a doua încercare a fost peste o lună și am trecut vama. Ai născut în Germania? Nu, a venit din România, o familie de polițiști și m-au ajutat, i-am spus situația și tot pe internet am făcut cunoștință, a stat la maica lui acasă, nu departe de Timișoara, o lună de zile, vine poliția primele 2 săptămâni și m-a verificat pe geam, pe... Iar eu l-am însărcinat, adică, da, balcoane, dar dacă nu-ți ajunge aer, mi-a fost foarte greu. Și după asta, acolo a fost tot o agresivitate, că persoana asta, polițistul s-a purtat foarte urât cu mama lui. Și am spus că eu nu rămân la voi, că eu am spus că hai să rămâne aici și naște, că fratele nu avea copii. Și undeva cred că își făceau planul să iei copilul. Și eu mi-am dat seama și m-am deplasat spre Germania, știu, luni de zile. Da, dar unde ai născut? Am născut în Moldova pentru că eu m-am dus la Germania. Acolo era fost soț, noi aveam apartament și eram pe contract ambii. Și locuiați împreună? Nu locuiam împreună, nu. Eu am ajuns în Germania și am spus că uite, o cameră să fie a ta, o cameră să fie a mea. Tot a fost acolo agresivitate, am chemat poliția, nu știam limba. O doamnă mi-a tradus pe telefon, am chemat poliția, el m-a îmbrâncit, mai n-am căzut, eram însărcinat pe scări. Poliția a venit și eu am spus că nu mi-a făcut nimic rău, numai cât sunt cheia. A fost, adică, că până la urmă eu speram că oamenii ăștia să schimbe cumva, le dădem șansa, așa, bunătate aveam în mine. Și eu am rămas în apartament și el tot o dată în seara și eu am venit de la serviciu și s-a luat tot ce am cumpărat noi împreună și s-a mutat la un prieten. Și am rămas eu singur în apartament, însărcinată.
De ce ai hotărât să naști în Moldova și nu în Germania? Deoarece în Germania n-am putut să nasc, pentru că eu n-am lucrat niciodată. Și dumnealor, adică în fiecare lună trebuie să-i rog să-mi dăi mie, să-mi achite casa, să-mi dăi bani de mâncare și dumnealor a spus, uite, noi nu putem să-ți dăm că tu nu ai contribuit cu nimic la statul nostru. Mai bine duci naște la tine în țară și pe urmă poți să vii, copilul o să fie mai Vorbești de compania la care ai lucrat tu? În genere, așa e statul german. Și am fost nevoit să mă deplasez la Moldova și am născut aici. Am venit la 8 luni jumate, la o rutieră, însărcinat. N-am spus la șofer, la o bucată de drum le-am spus. Dar a fost totul bine, am ajuns acasă. Și totodată, cât m-am aflat la Germania și până să vin la Moldova, au fost sunete, adică i-am dat șansa, poate cumva s-a corectat, poate cumva... Vorbești de tatăl fetiții. Biologic, da, și spun, scute, nu vreau să trăim împreună, dar e responsabilitatea de tată. Am o soră mai mică care lucrează în poliție. El s-a dus la sora mea și a spus că spune lui Nadia să nu mă mai deranjeze. Tu nu te băga că eu știu prin ce am trecut și tu nu ai ce nicio... Și adică, într-un fel, el nu-i plăcea că eu îl sun. Și am venit la Moldova, tot așa cum a fost, toți erau cu spate la mine. N-am avut susținere în afară de tata o decedat. Îmi pare rău. Tu ești din raionul Hâncești. Da. Ai născut la Hâncești sau la Chișinău? La Hâncești. Cine a fost în momentul când tu ai născut? Cine a fost lângă tine? Sora mai mică. Și fratele mai mic. Cine te-a așteptat ca să fie lângă tine atunci? Aș știu că sora și fratele mai mic, ca să ne dai o mână de ajutor. De ce plângi? Pentru că la noi în Moldova, dacă naști fără soț, să vorbește urât de femeie și copilul meu nu a meritat asta. Când am greșit cu nimic în fața ei. Cât timp ai stat în spital? Am stat o săptămână în Hâncești, fetița avea o problemă la cap. Tot în timpul ăsta îl sunam pe tata biologic, el nu vrea să prezinte, nu nimic. Îți scute, măcar vină și-ți vezi fata pe fereastră, nu-ți dă voie să intre, că e pandemie. Nu a spus că nu are de pâine. Eu avem tot, avem și bani, și lei, și euro, tot avem, numai că vrem să vie el să vadă copilul cu ea lui. Și adică tot așa, cu vorbe urâte, cu... Și fetița a avut o problemă la cap. Și la Hâncești medici, adică doamna care o primi nașterea, s-a dus în concediu a doua zi. Și nu vrea nici să răspundă, nici să lămurească ce se întâmplă. Și ca primul copil care l-am născut, trebuie să-l lămurească, trebuie... Și dumnealor spunea că nu poate să mă duc la Chișinău, că trebuie să mor, dar smurt nu este și nu știu ce. Și eu am văzut că tot de pe zi stres se agravează la copil la cap și am spus că eu ori mi-aduce azi smurt, ori eu vă dau la, nu știu, prin toate instanțele. Și timp de 2 ore mi-au adus smurt și am venit la numărul 1. Și înțeleg că tatăl fetiții n-a fost acolo să o vadă la maternitate. Aici la Chișinău a venit sau nu? Tot nu, că el trăie la Ciocană, nici aici nu a venit. Când prima dată a venit să-și vadă fata? Când l-au constrâns primăria și au falsificat tot și l-au constrâns să iei copilul cu deasilă. Deja când sora s-a implicat, m-a dezis acolo. Mai mult s-a făcut, fără lipsa. În prezența mea, adică pe drumuri, dar... Dar până ajungi la lucrul ăsta, tu unde ai plecat cu fetița din spital? Unde stăteai? Unde locuiai? Am stat la numărul 1 și la numărul 1 deja e făcut intervenții la cap. Ne-am dus la mama și copilul. Eu ca mamă singur trebuie să mai scălesc, că nu știam ce înseamnă asta, dar nu era nimic grav, pe urmă am înțeles, m-am scălit, copilul după asta tot normal, e s-a născut sănătoasă, are anemic, nu m-am alimentat primele 4 luni că am fost la Germania și adică am fost singur și numai pe nervi, s-a născut puțin nervoasă, are anemie, ziua dormea, noaptea plângea, adică nu m-am picioare, nici nu mă puteam să mă așez pe pat, nimeni nu mă ajuta. La numărul 1 tot așa și medici și toate mamele discutau cu copilul meu din flori. Eu îl chemam, el nu vrea să prezinte. După asta unde ai plecat din spital? După asta, mie acasă nu vreau să mă primească. Spuneau că mama insista că eu trebuie să cresc copilul cu el, surorile tot, nu știu ce, acolo. Trebuie să stai la Germania, du-te la Germania. Părinții tăi nu voiau să te primească? Mama și surorile, în rest, frații și tata nu s-au implicat. Dar de ce erau așa de categorici? Eu cum am dau seama că din cauza la moștenirea de la tata. Care ne-a rămas acum la 6 copii, 2 case. Părinții tăi au avut 2 case? Tata numai. Tata? Da. Și cumva le era frică ca să nu iei și tu parte din da, casă? Da, eu stau cu fica mea, au 18 ani. Adică
să nu stau acolo. Și ce ai făcut, Nădejde? Unde te-ai dus? Cu copil în brațe de la maternitate, din spital, mai bine. Nu vine nimeni să mă întâlnească. Pe urmă am sunat la o verișoară mai mare, care locuiește aici în Chișinău. A venit cu ficiorul ei și m-a dus acasă. Totuși ai plecat în sat la mama ta. Da. Cum a reacționat mama când te-ai dus? Ură de tot. Ură de tot. Nu m-am așteptat. Cât am ajutat-o eu în copilărie, și, adică după școală mâncem la prășit și nu știu unde. Dar e mama ta biologică? Da, și mâncare facem pentru frate și am fost și mai chinuit. Și am fost întotdeauna ferită de mamă că s-a mălutat. Restul ce înseamnă ei și nu-mi dau seama de cum așa o mamă poate să ferească un copil. Păi ești sângele din sângele ei, cum putea ea să nu te primească cu nepoata în... Nu știu, prima nepoată, dar eu am fost ferit. Și adică mi-a făcut foc în casă de la vale, încă era frig, copilul îmi plângea, m-a îmbrăcat copilul să mă duc de la dealul și de mama și fratele mai mic, lor nu le plăcea, adică copilul meu, vorbeau, că se adresa la copilul meu ca că nu-i, nu știu, că nu-i nimeni și pe mine mă durea asta și... Și le-am singur acolo de la vale în casă, eu și copilul. Tu spuneai că mama ta a reacționat urât. În ce mod a reacționat? Cum urât? A început să strige, să pui la verșoar, că eu i-am adus copilul din flori, că e trebuie să crească copilul cu tata biologic, nu știu ce. Cu... Mama ta ți-a zis asta în față? Da, că, adică ei insista să crească copilul cu tata biologic, că mama îl știa. Că el a venit și eu da și mâncare și îl știa, adică a făcut cunoștință, dar el după asta a fugit. Dar tu ai explicat că eu nu pot să am viață cu el. Eu i-am spus, eu nu pot să-l constrâng dacă el s-a refuzat. Și ce trebuie să fac acum? Eu nu pot să iert chestia asta, da. Că el a spus că nu e copilul lui. Și mi-a dat bani de abort. Mi-a dat bani de abort, 4.000 de lei. Și eu i-am luat, eu aveam bani, i-am luat să văd dacă el a să schimbe. Și ce 2 ani eu i-am întors. Când mama ta îți spunea astfel de lucruri, tata era în viață atunci? Da. Tata ce spunea? Tata trăie în casa de alături la bunică. Tata nu avea cuvânt în fața lor și pe tot joc de tata, dar adică pentru asta acum eu lupt, pentru că tata s-a dus cu zile în pământ din cauza lor. Și... Tu câți frați și surori mai ai? Mai am 3 frați și 2 surori. Ele cum au reacționat? Surorile urât au reacționat. Toate? Foarte urât. Da, ambele. Asta din poliție s-a mai bucurat, a venit chiar, eu dat voie pe formă, în pandemie au venit și au văzut în ce stare după naștere, am avut soțeleri, nu am ce spune, dar ei constrânsă de asta mai mari. Pentru că au luat apartament împreună și... Adică ce spune aia, mai mare, asta mai mic faci. Și îmi pare rău că n-are capul ei. Da, frații? Nu, frații nu s-au implicat așa de tare, că... Mă rog, îți băieță. Nu s-au implicat. Cât timp ai stat acolo la mama, la părinți? Eu am crescut fiica până la 8 luni de zile, singuric. Din ce bani? Din banii care, alocația care... Adică eu am muncit 16 ani, dar la moment nu eram angajat și mi-o dată... Cum se dădea atunci, adică puțin de tot. Dar eu aveam banii mie, muncesc la Germania. Ți-ai făcut niște economii? Da, copilul la mine a mâncat mâncare uscată, pentru că de la stres eu n-am alăptat. Și adică din două ori eu trebuie să o hrănesc. Eram supraobosită, eu rugam să stăie vreo 2-3 ori, cu dânsa nu vreau să stăi. Mama ta nu voia? O stat de 2 ori când era vorba de documente și tot mă suna și mă întreba, este mie cu eu să fug și să lăs copilul lor. Eu n-am făcut chestia asta, nici n-am să o fac niciodată. Timp de 8 luni cât ai stat la mama ta cu fetița, tatăl fetiții, o venit să o vadă? Nu. Vinea în sat, dușea țigări, dar nu a venit niciodată. Niciodată nu a fost? Nu, chiar doar că eu sunam, deja ea nu știe, eu o sunam, eu oricum se refuză. Ce s-a întâmplat după 8 luni? După 8 luni a venit sora de la Italia. Sora ta? Da, cea mai mare. Și urma, adică eu s-o fac planuri, s-o botezăm, nu știu ce, dar ea avea alte planuri. Se uitau urât toți la copilul meu, la mine, că du-te, chestii de astea. Așa să simță și să vede chiar și în față, îmi spune. Spui că sora ta avea niște planuri, ce planuri și de unde știai tu? O sări la bătaie pe data de 15 mai 2021. Mi-a zâmbit copilul din brață. Sora ta? Sora mea. Martorul a stat sora medicală din sat și mama mea și ele neagă chestia asta, când spune că acum că nu-i drept. S-o falsifica multe acte, s-o lua copilul. Cu ce ocazie ți-a luat copilul din braț? Ea vrea să nu iei copilul, că ea n-are copiii ei. Mai mare cu 5 ani și nu vrea să nască, nu vrea... Să înțeleg că voi ați avut un scandal între voi. Da, dar eu și când am rămas însărcinată, eu a spus la o ceartă că ea să mă bage în psihiatrie. Sora ta ți-a zis asta? De ce? Da. Așa a vrut ea, așa. Îi pare că banii la italian ați cumpere tot în Moldova. Dar ce are italianul? I-ai căsătorit cu un italian? Nu-i căsătorit, pur și simplu trăiesc și așa.
Și italianul e înstărit, are... Da, e prea bogat și el stă acasă de 15 ani pe banii lui, așa, adică își permite orice în Moldova să facă. Și după asta ce s-a întâmplat? După ce ea ți-a luat copilul? Eu am stat o lună și două săptămâni pe drum, acasă la mine, în Sărata Galbenă. Mă apropiem de casă, era o șlencoiete, copilul nu el dădea. Sora ta biologică? Săreau la bătaie, da. Spune la frat, frață, nu săreau la bătaie. Mă ceam și îmi vedeam copilul pe geam. Și dimineața mama l-a întrebat pe tata, și-a venit și cătă să vadă copilul pe geam. Și adică, pe... S-o dat, a venit poliția, trebuie să fie violență în familie, dar polițistul care a fost sectorist, a fost prieten la ei. Și adică, în loc el să iei măsuri cu ea, că s-a făcut violență asupra la mama și cu copil singur, ies că eu am rămas vinovat, că e așa urât. Și cu cine stătea fetița ta? E ca să iasă din țară, că e cu sonjornul, e a spus că are grijă de copil, că eu n-am grijă, că chestii de astea. Adică s-a apărat cu copilul meu. Dar totodată eu luptam să iau copilul și eu nu putem, n-avem acces la copil. Dar cine stătea cu fetița? Sora. Acolo în sat? Da, la... Și tu nu puteai să-ți vezi copilul, nu. Că ei nu te primeau? Nu mă primeau și sunt nimerit într-o seară când m-am dus acasă și mama era singură cu copilul. Sora și cu fratele erau la raion. Și am intrat în casă și fata, dacă m-a văzut vreo două săptămâni, s-a bucurat, vrea să vie în brață și mama nu i-a dat, a zis că du-te de aici, nu știu ce, că... O inventat de-a lora. Și a spus că n-ați pare rău și a zis că nu. Ce a urmat după asta, Nadejda? Eu a spus că a să găsească cineva să o crească. Cum așa? Și a urmat, am stat și am așteptat o lună și două săptămâni, am crezut că măcar cineva s-a pus de caz. A fost de asta adunare multifuncțională, da, în primărie. Și dumnealor au pus 6 telefoane și m-au înscris, adică de la asistent până la primar. Și au spus că ce facem în situația asta? Adică ce facem? Luați măsuri cu sora să nu fie violență în familie. Și totodată ce am declarat pe tata biologic, trăjețele la răspundere. Și adică ei au scris nou nimic împotriva mea, dar după asta s-au început falsificările. Dar tu în această perioadă de o lună și ceva, unde dormeai? Când ai fost alungată de părinți? Am dormit și în sat, dar au fost, că am dormit și afară. Afară dormeai? Da. Cum e să trăiești momentele astea când părinții tăi, frații tăi, surorile tale ți-au întors spatele? E urât că... Adică eu am investit mult în familia asta și am făcut și mâncare și am fost în locul lui mama și pe dânsa am ajutat-o. Și am fost chinuită. Eu am fost folosită de către surori, frați și mama, în afară de tata, adică... Dar tu ai vreun răspuns de ce familia ta se comportă astfel și s-a comportat cu tine? Eu am fost prea bună întotdeauna. Și ea mă manipulau, adică ei făceau așa cum îmi doresc ei și eu știam că eu trebuie să fac și atât. N-aveam în cuvântul meu, n-aveam în ținerea mea, atât de bună am fost înainte. După ce am născut, eu am înțeles ce caractere au ei, ce caractere are lumea. Mi-am dat seama de târziu. Tu spuneai că cei de la primărie, autoritățile de la primărie, autoritățile publice, n-aveau nimic împotrivă, din contra, ba te susțineau, da? Nu. La început spuneai, nu? Nu, dumnealor s-au deplasat acasă, sora le-a dat acolo cadouri de la Italia, le-a dat bani. Adică asta tot... după? Nu, chiar atunci, în ziua și ei, când s-au făcut violență, s-au deplasat acasă. Doamna secretară și cu sora mea au făcut toate încălcările astea. Și ce fel de încălcări? Despre ce falsificare a actelor vorbești tu? Dumnealor a spus că sora are grijă și îi face tutelă, că eu sper culoas pentru copil, dar n-am înțeles de ce. Dacă ei au sărit la bătaie și au fost violență, cu ce speră culoasă? Cine dacă... ei? Primărie. Primarul, asistent din social, da, sora medicală, toți. Care, adică trebuie să ei să apere drepturile copilului, toți au fost împotriva mea și nu înțeleg de ce. Pe urmă mi-am dat seama că ce s-au băgat, ori bani, ori cadouri, ori ambele. Și tu ai fost decăzută din drepturile părintești? Eu n-am știut că am fost decăzută. Eu, după ce am plecat o lună jumate, m-am dus la Germania, am lucrat două luni jumate, tata a căzut în spital după ce eu a dat copilul din sat, de la Sărata Galbenă, a venit mama la tata biologic și cumnata lui, sora mea și cu mama, a dat fetița mea ca pe câine din raionul Hâncești, în Ștefan Vod. Și tata s-a stresat și a făcut așa să le insult și eu l-a parte drept, a căzut noaptea jos, e dimineața l-a găsit. Îmi pare rău. Dar de ce sora ta a dat fetița când tu spuneai că sora o voia pentru ea?
E, o da fetiță că se iasă din țară și nu s-a agravat de lucrurile. Și, adică s-a făcut planul că s-o crească bunica din partea la tata biologic. Ei investea acolo nu știu ce cu pampers, nu mai nu știu cu ce și adică până la școală s-o iei la Italia. Când tu ai aflat că ai fost decăzut din drepturile părintești? Eu am angajat un avocat, Lucia Maier, am achitat contractul de 750 de euro. Dumnezeu ei a spus că s-a apucat de caz. M-am dus la Germania lucra. Dumnezeu ei nu-și dădea interesul. Eu sunam la Chișinău în toate instanțele, ei îmi spuneau că doamna nu se prezintă la judecăți, doamna nu-și dă interesul. Și pe perioade de timp am văzut că nu face nimic și zic, uitați-vă, întorceți bani, că eu sunt eu alt avocat. Dumnezeu s-a refuzat. O să spus că vin la Moldova să ne ducem la Codru. Zic, bine, eu fac tot, vin la Moldova, venit, ne-am dus la Codru. Eu cu avocata mea, Lucia Maier. Și doamna de acolo, nu știu, șef sau nu știu ce era, ne-a întâlnit, a spus că eu mă scuzați, dar nu vreau să stau la Rusca pentru asta. Da, de ce ai fost la Codru? Eu am spus că am probleme cu cap. A, tu ai fost la spitalul de psihiatrie? Da. Ca să fii verificată? Da, și am scos de certificat. La psihiatru din Hâncieș și a spus că tu ai tot normal cu capul tău, ai lucrat cu copii în vânzare, cifre, nu ai cum să ai probleme. Pur și simplu, eu te învinuiesc așa le să-și fac interesul. Și când ai fost decăzută din drepturile părintești? Eu n-aș știu pe ce dată, cum s-a făcut judecata, n-aș știu nimic. Pur și simplu, iau foi, le flutur în față, eu mă duc să-mi văd copilul și eu n-am acces nici la foi, la nimic absolut. Dar cum putea să fie luat o decizie în lipsa ta? Nu știu. Dar avocatul pe care l-ai angajat știa că ai fost decăzută? Nu. Eu nici deja ea n-a fost anunțată? Nu, eu știa, dar eu am aflat de la Chișinău chestiile astea. Adică mi s-a făcut penal și în septembrie 2021, când a venit, că tata deja era în spital, pe data de 7, mi s-a făcut reținere la aeroport. Mi s-a luat pașaportul românesc, biometric și... Când voiai să vii în țară sau când plecai? Chiar când a venit, că deja tata a căzut în spital și eu mi-am aflat unde stă copilul, că eu nu știam nici adresa, că el a spus că e de Ștefan Vodă, dar el e dintr-un sat de Ștefan Vodă. Și nu știam unde să mă duc, să-l văd pe tata, să-l găsesc în viață, ori să-mi văd copilul. Și de la aeroport, adică mi s-a făcut rețineri, nu mi-a zis explicații. Nu, eu m-am întotdeauna îmi cumpăr bilet la început și la geam și m-am dat printre primii și m-am apropiat acolo la doamna Vamestie, mi-a luat pașaport și spune biometric, aveți? Da, mi-am dat și biometric, fără explicații, eu reținut pașaport, le-am pus deoparte, stați și așteptați. Dar de aici a taxiul m-a aștepta în afara aeroportului și zic că dați-mi explicații, asta nu aveți niciun drept să mă rețineți așa. Și zic, chemați vă rog responsabilul și a venit domnul care a fost împușcat, domnul și ala mai josuț. Și ne-a explicat și s-a cerut scuze pentru tot, zic că noi nu suntem vinovați, poliția din Hâncieș v-a pus penal. Ne-am întors pașapoartele și eu am plecat. S-a cerut scuze pentru tot trei oameni de poliție. Și pe numele tău a fost pornit dosar penal? Da. De ce? Precum că eu mi-a lăsat copil. După ce am aflat, eu pe urmă am aflat că... Adică dar cum ți-ai lăsat copilul dacă ți-a fost luat? Nu, dumnealor așa o scris acolo. Ea tot m-a dat în judecată, tot ea. Primărie și cu sora, toți acolo. Și acum mai ai dosarul? Acum să verificăm că eu vreau să-mi schimbă familia și adică anul trecut n-am putut și vreau să schimbă familia lui tata și să vedem. Adică se pus în toate băzile. Adică eu intru, ies, nu-i problemă, dar și țin documente, nu știu. Care este acum situația cu fetița? Tu poți să mergi să-ți vezi fetița sau nu? Nu, eu am fost 3 zile la rând, după 27 am zburat la Moldova și mă duc și pe partea, ies agresiv, vine poliția, nu faci nimic, într-un în casă, în afară, eu bani să duc. Tu mi-ai trimis un video unde ai fost la asistența socială și ai rugat-o ca să-ți permită să-ți vezi copilul și doamna spunea în acel video că tu ai fost cumva decăzută din drepturile părintești, este decizia instanței. Da, dar nu se eliberează în bază la ce, nimic. Adică nici asistentul nu eliberează, nici Hânceștiul nu eliberează. Eu nu am nimic la mână, că ei nu vor să eliberez și eu nu înțeleg de ce. Păi, dar tu nu ai decizia instanței? Nu. Știu, în timp am aflat că sunt 5 dosare penale acolo. 5? Da. Dintre care eu am făcut cunoștință cu 2. Pe numele tău? Da. 5 dosare pe ce? Pe că am lăsat copilul, așa i-au spus. Și am găsit o foaie în prezența la un jurist, precum că e scris de sus până jos, din numele meu, că mă refuz de copil. Nu e scrisul la soră, e scrisul la secretară. Și am apelat toată primăria și pe baza la ce i-am odezis. Dar tu ai scris așa ceva sau nu? Și pe o zi eu m-am dus și am mai făcut o dată cunoștință cu dosarul. Dosarul a fost discutat și a lichidat foaie și un procuror din Hâncești. Așa a dorit doamna secretară.
Și fetița acum crește la familia bărbatului tatălui, da? La bunica, așa iese. El nu se ocupă de copil, el și de la Chișinău lucrează. Nu face. Și tu când ajungi la poarta ei, cine iese? Cine sunt agresiv, iese. Ori el, ori ea. Mă fac în tot fel. De obicei, că niciodată nu m-a văzut mama lui și m-a făcut în tot fel. Eu nu înțeleg. Dar eu nu pot să înțeleg de unde i-a apărut dorința asta a tatălui să-și crească fata când el nu a recunoscut-o, nu a venit timp de 8 luni să o vadă. De unde brusc a apărut dorința asta? De la soră. Sora ta? Da, sora ce îi spune, el face. Adică de ce? Care-i scopul surorii? Scopul e să iei copilul. E asta întotdeauna și-o dorit, mi-a spus în față. Sora ta? Da. Și asta rămâne ce numai... Ce ți-o spus în față? Ca să iei copilul, ca să mă bage în psihiatrie, că eu sunt proastă, că eu nu știu ce. Dar eu consider că la oameni proști nu se dă permis de conducere, nu învață limba germană, nu șede. Eu acum, că am stat în Germania de la început, eu sunt baza didactică de când m-am născut mama. Așa e serioasă legea. Adică cum pot să, eu, să am ceva încălcări sau să am probleme cu capul. Dar de ce sora ta avea nevoie de copilul tău, Nadejda? Nu vrea să nască. Ea nu vrea să nască? Nu vrea să nască. Dar copiii vrea? Da. Și vrea să fie din sângele ei. E așa ți-a zis sau tu cunoști? Eu cunosc ei. Da, ei mi-au spus că eu nu vreau să nască. Că doare. Fetița acum ce vârstă are? În octombrie 4 anișoara să aibă. Să fii sănătoasă. Mulțumesc. Cât e de mare greutatea asta pentru o mamă să nu-și vadă copilul care l-a purtat 9 luni? Foarte sub... mare. Nu te bucur nimic, nici bani, nici luxul, nimic. Tu copii nu mai ai. Nu. Am tot la Germania, nu mai am sănătate, nu mai am răbdare. Îmi pare că dacă mă dau la operație, n-o să mai văd copilul. Dar din ce bani este întreținut copilul? Are tutelă. Bunica are tutelă, tot nelegală. Da, din ce bani? Cine o întreține? Crezi cumva că sora ta îi trimite bani și o întreține? Eu cred că da, dar și tutela, adică statul, de, precum că mama nu știu ce și tata nu știu ce, adică ea are tutelă pe copilul meu, bunica. Dar tata, la început, tatăl fetii, bărbatul care a fost împreună, el este scris în adeverința din naștere? Nu, el a fugit. La mine copilul avea 3 luni de viață, când el știe cu actul și la simplu de maternitate. Uh-huh. Biologicul fugea, a fost soț, nu vrea să divorțe. Și automat l-a pus în familia la fost soț. Și între timp ea o schimbat din familia la fost soț și a pus în familia la biologic. Fără acordul meu, fără nimic. Adică totuși fetița este în poartă numele lui. Da, eu stau ca mamă pe acte. Uh-huh. Numai că a rămas să mai fac deces de moarte și gata. În rest, ea tot a făcut și eu. Fără tine? Fără mine, da. Adică chiar și actul actual, eu am actul original care eu, după ce am născut, am făcut eu în familia mea și a fost lui soț. Adică eu o schimbat, eu nu pot, actual eu nu pot să-l scot. Eu mă duc acolo de fiecare dată la OSCE în Hâncești, nu mi-a eliberează, nu înțeleg de ce. Dar tu, de la distanță, ai putea să-ți vezi fetița, îți permite sau nu? Nu, nici când mă apropii, nici într-un mod nu-mi permite. Și nici pe fotografii nu ai văzut-o? Nu, n-am văzut-o de naștere 3 luni. Și tu măcar nici nu știi cum arată. Nu știu cum arată. Știu că ultima dată o frizat-o. Eu nu i-am uitat chipul, ea mă cunoaște întotdeauna. A fost perioada de jumătate de an, întotdeauna mă cunoaște. Știi că-s mama, îmi spune mama, dar e... Adică fac tot posibilul, e să mă uit. Dar la grădiniță, nu ai încercat să mergi să o vezi? Nu știu dacă o dată. E tot acolo și la punctul medical, în Tudora Ștefan Vodă, mă fac în tot felul și pe tot locul. Eu am spus că eu sunt rău. Și adică toată lumea mă face în tot felul. Dar la procuratură, uite, mie, cazul tău, situația ta, îmi trezește mulți semne de întrebare. La procuratură, n-ai mers să scrie o plângere? Am fost la Hâncești la procuratură, este o doamnă care m-a amenințat când faci iarăși reținere. Este doamna acolo. De care ce? Pe caz. Că așa vor ei. Eu asta am declarat în internet, adică nu știu. Dar cine ar fi interesat atât de tare să-ți facă rău? Sora cu bani. Sora, că altcineva străin n-ar face așa. Și cum ea ar putea să ia fata, dacă ea acum... Nu se poate să o ia. Nu se poate să o ia pentru că noi am ajuns la Chișinău și așteptăm să pornească lucruri. Pentru că atât de-am două raioane, au falsificat atâta, că de-am... Nu și tu cu avocatul deja sunteți la Chișinău aici? Nu am avocat, aștept avocat de stat. Uh-huh. Trebuie să mă apropie și la Chișinău să-mi dea avocat de stat. Că de-am o care s-a lăchit, eu nu mai am încredere, că am pățit-o cu doamna și... Și urmează ca să depui undeva plângere aici la Chișinău. Da. Dar intenția este ca fata să fie luată și dusă în Italia.
A surorii, da, da, adică copilul trebuie să fie cu mine, că eu sunt mamă și copilul are șansă. Da, da, intenția, e a, da, da, asta da, își doresc, da, înțeleg da, bine? Da, da, asta. Asta, după cât ei ne-au spus, după cât o știu eu că am trăit într-o casă, asta e intenția ei. Dar ea cum unde este? E la Italia, e îți duce, vine, îți duce, vine, nimic nu faci, eu am depus multe cereri pe dânsa, nu-i faci rețineri, nu nimic. Cererile din Hâncești dispar. Știu că recent ai revenit din Germania. Tu unde stai când revii în Moldova? Pe la prieteni care ia. La mama ta nu te duci? Nu, că e foarte urât. Spune că n-am ce căta, căta în casă și e, că tot noi suntem proprietari copii, ea nu are nimic. Adică... Dar cu cine din rudele tale comunici? Comunica cu fratele frați, mai surori? Mic și mai mare. Dar ăsta mijlociu chiar e agresiv acum, adică în alinet chiar faci probleme. Spune ca să-mi strici casa, că mai mult. Ieri am chemat poliția, poliția tot e de partea lui, că sunt prieteni, el face lucruri bune în construcție și când îi faci ceva pe casă și ține cu dânsul. Adică chiar dacă depun în cerere, nu se face nimic. Dar cu doi frați mai comunici, da? Da. Ăștia doi frați, ce spune ei despre situația în care te-ai pomenit tu? Fratele mai mare a spus că el nu vrea să implice, el ține cu toți totuna, adică el tot are familia lui și adică... Dar celălalt, al doilea? Tot e bravo, nu am ce spune. El ce spune? Nu încearcă să te ajute? Nu, poate că el depinde de soră, el se duce acolo și lucrează la Italia și depinde de soră. Ea toți depinde de dânsa în afară de mine și... Așa cumva ei nu pot să... Da, sunt manipulat. Dar mama ta, cu mama ta când ai discutat ultima dată? Când, de când ai venit acasă, ai fost la ea? În octombrie 2023, octombrie-noiembrie. Dar acum când ai venit, nu ai discutat cu ea? Nu, nici n-am văzut că e, adică mă apigeam să uite ce fac, fratele spune, ea mă provoacă, mă agresează, îmi spune ca să-mi strici tot, că eu n-am nimic, noi toți avem acte, adică așa. Dar tu ai locuința ta sau nu? Da, parte din casă de la tată, adică suntem trei copii într-o gradă, trei în alta, la două căsă. Cumva tu stai și acolo, în partea ta de casă, da? Da, 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 mi-a rămas, adică eu luat cei mai buni și mi-a rămas casa bunicii care are 100 de ani. Adică eu am investit, ea mi-a scos o ușă de 40 ceva de euro, mi-a tăiat-o, că și-a vrut ea cu bulgarca. Dar cu sora ta când ultima dată ai discutat? Mai mic sau mai mare? Azi mare, care zici tu că ar vrea să-ți ia copilul. Azi mare, când am fost în octombrie 2023, am încercat să vorbesc, să spun, să recunoască, să iau copilul și să recunoască tot. Cum s-a fost și s-a chetă amendă, adică să nu fie închis, ei nici nu, adică nu. Ei știe că e vinovat și nu tras atenție. Nadejda, uite acum dacă sora ta ar privi acest interviu, ce îi spune? Nu știu ce mai invidiez și n-a sfert niciodată. Dar mamii tale ce îi spune? Îmi pare rău că... Am așteptat-o și ies că m-a folosit și nu înțeleg de ce și nu m-a așteptat niciodată cu nimic. Eu am discutat cu tine la telefon și din cei ce îmi povesteai, din discuția cu tine, am înțeles că foarte mult ții la fetița ta. Cu toate că nu o vezi, cu toate că nu poți să o îmbrățișezi așa cum ți-ai dori, ce înseamnă ea pentru tine? Înseamnă tot. E unica persoană, care, adică e copilul meu care îmi dă viață, care mă mai iubește, în afară de tată. În viața mea a fost doar tata care m-a iubit. Tata mi-a fost și frate, și soră, și mamă, și tată, și tot a fost. De ce este în stare o mamă să-și vadă copilul, să-l cuprindă, să-i spună că-l iubește? De tot. Adică dacă ajungi la limite, mama face tot. Fără să mai regrete, dacă persoanele nu se corectează. Dar nu se merită asta. Pentru copilul. Tu de ce ești în stare ca să faci tot posibilul ca să-ți iei copilul înapoi? Vreau să fiu trași la răspundere toți care au falsificat, să fie bancheși. Eu sunt eu copilul legal, cum a fost tot legal, eu vreau să iau copilul legal. Eu nu pot să dau mită la tot să-mi cumpăr copilul. Eu niciodată n-am dat, ea asta așteaptă, eu nu o să-i dau bani. Crezi că va veni ziua când vei putea să-ți prinzi din nou copilul? Da, dacă după masa de operație să-mi revin, cred că da, că sunt puternică. Care e cea mai mare frică ta? Să nu mă trezesc după masa de operație. Trebuie să te gândești pozitiv și eu sunt sigur că va fi totul bine. Eu îți doresc multă sănătate, Nadejda. Mulțumesc frumos! Și sper ca mesajul tău să fie auzit de cei care ne privesc, inclusiv de către familia ta, sora, mama ta. Sper ca să-ți faci dreptate. Mulțumesc mult! Mulțumesc încă o dată, le mulțumesc celor care ne privesc, chiar dacă aveți o opinie sau alta, intrați pe canalul meu de YouTube, vă abonați, lăsați un like, un comentariu. Aveți grijă de voi și de cei dragi.